La Iași a început competiția națională de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat. Timp de 2 zile, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, vor participa cele mai bune echipe de descarcerare și prim ajutor din țară, care își vor testa deprinderile și aptitudinile și vor face un schimb de bune practici. Concurenții s-au pregătit luni întregi pentru această competiție. Pentru ce probă ați comparat? Pentru proba de descarcerare din autovehicule pe partea de prim ajutor calificat. Emoții? Un pic, da. Este normal, cred. E prima oară când participați? Nu e prima oară, nu. Avem experiența concursurilor în spate. De obicei ne pregătim zilnic, așteptăm cu nerăbdare să concurăm, să câștigăm. Cu această competiție ne perfecționăm mai mult și învățăm multe lucruri noi de la colegi. Practic ne arătăm cunoștințele și în același timp oferim și spectatorilor, curioșilor, civililor cum procedăm noi la o intervenție în cazul unei persoane traumatizate. Pentru mine, meseria asta înseamnă o pasiune. Vin la pompieri, adică lucrez la pompieri din 2019 și în fiecare dimineață mă trezesc cu gândul că mă duc la serviciu și mă duc pentru cetățeni în ajutorul lor și când plec de la serviciu mă simt fericit că în ziua precedentă am reușit să ajut pe cineva. Venim cu 6 concurenți pentru competiția de descarcerare de la Iași. Suntem din județul Bacău, reprezentăm Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău și ne dorim să câștigăm competiția națională. Echipele participante la acest concurs au de parcurs 2 probe, descarcerarea din vehicule și acordarea primului ajutor calificat. Echipa Inspectoratului pentru Situații de Urgență a început pregătirea la începutul anului. Este formată din 9 membri, din care 6 pe partea de descarcerare și 3 pe partea de prim ajutor medical. Din fericire, la Iași avem cel mai modern centru de antrenament pentru situații de urgență din țară și acest lucru se datorează în special echipei pe care o coordonează domnul Grădinaru, pentru că au reușit împreună să aducă fonduri importante în așa fel încât să beneficiem de acest centru de antrenament la nivelul județului nostru, pentru ca salvatorii, pompierii să fie în orice moment pregătiți pentru a interveni. Vorbesc despre o competiție în care vor arăta ceea ce fac ei zi de zi și noapte de noapte, pentru că intervențiile lor sunt permanente. Acum va fi doar o confruntare și o evaluare, o confruntare din care toți au de învățat, în care se arată cele mai bune performanțe și a sublinia că România are performanțe. Din cele 18 loturi participante, 13 sunt pentru proba de traumă și 12 pentru proba de descarcerare. Competiția se desfășoară în perioada 4-6 septembrie. Ieșenii au ocazia să vadă cum echipele de descarcerare extrag victimele din mașini și cum acordă primul ajutor unei persoane cu traume.